Înfăptuitorii Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 au fost comemorați astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași. Aici, un alt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit o slujbă de tedeum în prezența alteței sale regale, Principele Radu al României și a reprezentanților autorităților locale și centrale. Comemorarea a avut loc cu prilejul împlinirii a 100 de ani de când Senatul României a adoptat la Iași înscrierea principiilor sufragiului universal și dreptului de proprietate în Constituția României. Am înălțat către Dumnezeu două rugăciuni. O rugăciune pentru odihna ostașilor români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă de-a lungul vremii, dar în mod special pe câmpurile de luptă din Moldova sau din diferite zone ale țării în timpul primului război mondial. Ne-am rugat lui Dumnezeu să odihnească sufletele lor bune și sfinte în slava împărăției sale și să le răsplătească Dumnezeu tot binele pe care l-au lăsat în urma jertfei lor pentru națiunea română, bine din care ne hrănim astăzi, iată, la 100 de ani de la jertfa lor. Momentul aniversar a continuat în sala mare a Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, cu întrunirea solemnă a autorităților statului român, la care a luat parte și înalt preasfințitul Părinte Teofan. Aici, la Iași, există o forță de renaștere uimitoare. Resurse spirituale imense, aflate în adânc de oameni, locuri și vremi, irumb din când în când și să duceți parte din ea. Pe perioada premergătoare anilor 1859 și 1918 a beneficiat de o asemenea putere și rezultatele au fost pe măsură. În special cele petrecute la Iași din 1916 până în 1918 prezintă taina unui oraș care în adâncurile sale credem că are încă forță și pentru alte momente de excepție. Evenimentele de astăzi au avut loc sub egida Centenar, din cadrul Festivalului Internațional al Educației 2017, ce se desfășoară în această perioadă la Iași.